Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă, o ambulanță SMUR tip C1 și echipaje specializate pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Vaslui, strada Mareșal Constantin Prezan. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta într-una dintre camerele locuinței situată la etajul al doilea. O persoană de sex feminin, în vârstă de 52 de ani, a suferit o ușoară intoxicație cu monoxid de carbon. Victima a primit primele îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportată la unitatea de primire urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Un echipaj a pătruns în locuință pe ușă, iar cel de-al doilea printr-o fereastră. După aproximativ 15 minute, incendiul a fost lichidat în limitele găsite. Au ars o fereastră, o ușă, diverse textile și piese de mobilier. S-au degradat o ladă frigorifică, piese de mobilier, tencuiala pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, diverse textile și documente. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost fumatul în locuri necorespunzătoare, o țigară lăsată aprinsă pe o noptieră.